trecut mai bine de 6 ani de la incendiul teribil de la colectiv, iar au trecut mai bine de 6 ani de la incendiul teribil de la colectiv, iar Curtea de Apel București nu a dat încă o sentință finală pentru vinovați. După o nouă amânare, dosarul ajunge astăzi pe masa magistraților. Inculpații și-ar putea primi în sfârșit pedepsele finale. O tragedie care a îngenunchiat o țară întreagă, 65 de morți și multe amânări în cazul incendiului de la colectiv. Asta are România după mai bine de 6 ani de la tragedia din octombrie 2015. În urmă cu 2 săptămâni, Curtea de Apel din București a mai amânat încă o dată decizia privind condamnările din acest dosar, cu toate că avea termen limită 120 de zile de la momentul de când a rămas în pronunțare. Magistrații deliberează de pe 21 decembrie anul trecut ce pedepse vor primi inculpații, chiar dacă până acum au avut suficient timp să ia o decizie. Prima instanță, Tribunalul București, a dat sentințe grele cu executare. Fostul primar al primăriei sectorului 4, actualul edil al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare. Foștii patroni ai clubului colectiv, George Anastasescu, Costin Mincu și Paul Gancea, au primit în primă instanță pedepse de câte 11 ani și 8 luni de închisoare. Administratorul firmei de artificii, Daniela Niță, decedată între timp, a primit 12 ani și 8 luni, pirotehniștii Viorel Zaharia și Marian Moise la 9 ani și 8 luni, respectiv 10 ani, patronul firmei de artificii, Cristian Niță, la 3 ani și 6 luni de închisoare. Avocații inculpaților au solicitat însă achitarea sau aplicarea unor pedepse mai blânde, apreciind că procurorii ar fi greșit când au decis trimiterea în judecata clienților lor, dar și magistrații Tribunalului București când au pronunțat pedepse cu executare, orientate spre maximumul prevăzut de lege. Până acum, persoanele condamnate, primăria sector 4 și ISU București Ilfov, au fost obligate să plătească daune morale și materiale de peste 50 de milioane de euro către victimele incendiului din octombrie 2015. De asemenea, inculpații ISU și primăria sectorului 4 trebuie să plătească mai multor spitale din București și din țară peste 8 milioane de lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate și rănite. Și dacă până acum nu am avut o sentință finală în acest caz, nu putem spune nici că România și-a învățat lecțiile după această tragedie. Spitalele n-au fost pregătite atunci să salveze victimele de la colectiv, iar dacă tragedia s-ar repeta acum, scenariul tragic ar fi același. Cei 65 de tineri nu au pierit toți în flăcări și fum, dar au fost uciși de un sistem nepregătit și ignorant. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății a oferit și el doar o amânare. Termenul de conformare a spitalelor care au centre pentru arș a fost restabilit pentru 2025, iar dacă termenul inițial a fost stabilit pentru luna mai anul acesta.